suntem Cocolix! Și bine ați venit la un nou episod super duper special! Nu știam ce zic! Oare ce facem? Oare nu ați văzut în titlu? Poate ați intrat direct fără statul clip. Așa, deci în caz de n-a citit clipul, vă zice Felix acum ce trebuie să face. Zizi tu că am un lipsus. Ai un lipsus? Da. Lapsus, Felix! Sau ai lipsus? Avem lapte. Na zi. Felix, orice cuvânt îi face poftă de mâncare. În clipul de astăzi o să trebuiască voi să puneți în comentarii întrebări pentru un Q&A! Da, sunt anumite reguli. Da, după cum v-am spus, când o să facem 170.000 de abonați aici pe Cocolix, o să facem un Q&A și la 200.000 de abonați. Vă sunăm! O să vă sunăm! Așa că abonați-vă acolo ca să facem cât mai repede 200.000, dar până una alta, la Q&A-ul de astăzi, Felix vrea să vă zică ceva, așa că am să-l las pe el în reflector, în lumina reflectoarelor să vă zică. Mersi, mă simt puțin orbit de alta lumină, dar ok. Da, în primul rând, fiecare are dreptul numai la o singură întrebare. Wow. O singură întrebare, adică nu puneți, de exemplu, în același coment 30 întrebări. Una singură, pentru că nu am să răspund dacă sunt mai multe. Și înainte să puneți întrebările, uitați-vă dacă cineva deja a pus întrebarea aia, că o să încerc să iau cât mai multe, dacă se poate pe toate, depinde câte puneți, să răspundă la toate. De exemplu, dacă mă întreabă câte kilograme ai, nu mai pune și voi. Dacă mă întreabă dacă pot să zbor, nu mai mă întreba și voi, știți? Sunt curioasă cine o să-l întrebe pe Gamer dacă poate să zboare. Și oricum, ce-s curioasă care va fi răspunsul. Și oricum, nu trebuie să vă limitați doar de întrebări personale. În afară de asta, puteți să mă întrebați oriunde, puteți să mă întrebați despre... Orice. Orice, puteți să mă întrebați cum funcționează lumea, puteți să mă întrebați despre sensul vieții, puteți să mă întrebați dacă există extraterestri și probabil am să vă răspund. Deci... Un Q&A mai special, un Coco Q&A. Da, gândiți-vă foarte bine. Da. La acest lucru, pentru că este foarte, foarte serios și vă rog, nu puneți toți aceleași întrebări. Uitați-vă, deja au răspuns ăla, eu sunt mai esteți, pun altă întrebare și sigur o să vadă și o să-mi zică numele și să-ți întrebarea. Așa gândiți. Da, cam asta este ideea, ați așteptat de mult, dar eu, cum am cuvânt, stai că am promis la 170.672.000. Păi da, Felix, da, Cocolix și cresc repede. Da. Și, da. Foarte repede. Și când o să adună destul de multe întrebări, încât să fie așa grosul și nu o să avem timp, O să vă răspundem. Poate să dureze câteva zile, poate să dureze adică o săptămână. Adică super curând, nu? Bănuiesc. Poate să dureze și o săptămână, depinde cum avem și noi timp. Dar o să vă răspundem. Pentru că atunci când facem, vrem să avem timp să gândim, să citim întrebări. Zice, aha, Sonora nu a răspuns. Ne răspund de la fiecare și puneți-vă pe treabă, scrieți în comentarii o întrebare. Una. Și să nu fie, de exemplu, să scrieți, de exemplu, pe același cont, câți ani ai, câte chile ai, câte nu știu ce ai. Încercați să vă limitați și voi la, știți? Și puneți-vă pe treabă, abonați-vă, spuneți-le prietenilor voștri ca să se aboneze, ca să facem cât mai repede 200.000 să vă sunăm. La 200.000 vă sunăm și... Și o să vorbiți cu Gamerul, că pe canalul meu ați vorbit numai cu mine. Da. De-abia așteptat, știu. Ești pregătit? Da, sunt foarte bucuros că fac Q&A, nu știu ce cauză. Nu știu de ce sunt așa entuziasmat că fac Q&A, că n-ar trebui. Așa sunt super entuziasmată și să strângem acolo cât mai multe cocolike-uri, cât mai multe întrebări. Dați cocolike, dați întâlniți acolo și... Na, și noi o să vă răspundem, nu știm când, dar curând. Nu suntem asortați, dar suntem asortați la suflet. Ia, du-te și îmbracă și tu tricou din asta cu față de masă sau ceea asta. Mă, tu astăzi față de masă, Felix. Da, nu s-a apăsat butonul de cocolike. Scrieți în comentarii la ce vreți să vă răspundem. Adică și mie, nu mă lui Felix, puneți și mie întrebări. Pentru amândoi. Pentru amândoi, dar pentru amândoi. Tu răspunzi la sensul vieții și la chestii. Eu poate nu știu sensul vieții, dar vă răspund și eu la niște întrebări acolo. Adică știu sensul vieții mele, dar nu știu sensul vieții pentru copii. Puneți întrebări și nu uitați, fiecare scrieți o întrebare. O întrebare de comentariu. Ne vedem data viitoare curând, mini-ciao.